Străbunicul meu, tatăl lui Gheorghe Celea, era celnic mare, ăsta era titlul poate cel mai important în structurarea socială a acestui gen de societate, ca să zic așa, pentru că am putea zice că dintr-o societate aproape tribală s-a trecut într-o societate burgheză dezvoltată, parcă sărind peste epoci și peste etape. El avea 10.000 de oi și un munte al lui. Asta era averea de care dispunea. A avut mulți copii, fiecăruia a putut să-i lase ceva, până când, în 1925, când aproape 1,5 milioane de mercenari greci veniți din prizonieratul turc s-au întors în țară și statul grec le-a dat voie ca să-i plătească pentru ceea ce făcuseră, să intre peste români, să extermine, să le ia moșia, să le ia averea și chiar să-i omoare. Prima poveste pe care am auzit-o de la mama mea a fost când, plecând călare din satul Gramaticova, îi spunem noi în română, Gramaticon în greacă, este o distanță cam de 60 de kilometri de Salonic, un sat în vârful muntelui, un sat de români, de români, unde el era învățător. A fost făcut parte dintre primii învățători de limbă română, din cei care erau plătiți de statul român prin Societatea de Cultură Macedo-Română, înființată la 1880, teoretic înființată chiar înainte de Astra Română, dar oficialmente apărută prin decret domnesc la 1880, care avea un comitet de conducere format și din aromâni și din români, a cărui scop principal era ajutorarea fraților români din Balcani, prin deschidere de școli, licee și biserici în care serviciul să se facă în limba română. Tatăl meu a început liceul la Bitola, a făcut un an acolo, unde era un liceu, și l-a terminat pe cel comercial de la Salonic, ca apoi să vină student la București să facă ASEU și să stea în căminul Societății de Cultură Macedo-Română, pe care l-am recuperat acum recent, care era construit special pentru studenții care veneau să studieze la București. Deci a plecat călare împreună cu 3 prieteni la poalele muntelui pentru cumpărături. Din pomi au fost împușcați de cei care vreau să extermine. Din fericire, bunicul meu a scăpat, calul lui a fost rănit, ceilalți au fost omorâți. El a reușit să fugă. Cei omorâți au fost tăiați bucăți, pus în desagi, cum se făcea pe vremea aceea, și cailor le s-a dat bice și s-au întors acasă. Mama, copil fiind, îmi povestea cum, după pasul calului, pe pietrele ulițelor din sat, femeile și-au dat seama că ceva e neregulă și că bărbații au murit. Și au început să-i jelească înainte să vadă rezultatul întâmplării. Bunicul meu a reușit să fugă, s-a întors, ca apoi să trebuiască să se ascundă de nenumărate ori. A făcut parte din delegația, cum vă spuneam, care vine la București, înainte de 1925, au fost primiți de Ferdinand, pe care îl numeau cel loial, căruia i-au vorbit despre românii din Balcani și, bătrân fiind, mi-l imita pe Ferdinand, care grasea foarte puternic, care i-a întrebat, dar cum chiar sunt români în afara țării? Și i-au spus, da, noi suntem aceia. Momentele lui de profesorat au fost de asemenea dramatice. Îmi povestea cum lecțiile care le făcea cu toate clasele la un loc, din sat, și elevii mari veneau cu pușca de acasă, având și el pușcă, bineînțeles, că odată intrau grecii peste sat și dădeau foc. Și de acolo, de pe geamurile școlii, mai trăgeau și ei cât puteau. Nu s-a putut rezista, era o minoritate bine consolidată,
De altfel, se pare că exista și un obicei destul de crud. În momentul în care o fată de român se dovedea că se îndrăgostise de un grec, lucrul ăsta era de neiertat. Și se mergea până la, să zicem, sacrificare. Altă poveste spune aceste lucruri, făcând câteva paranteze succesive, pentru că scopul, până la urmă, al discursului meu, ca să-i spun așa, este încă ascuns. Îmi povestea cum, înainte de venirea grecilor, Ali Pașa, așa era numit, nu știu dacă era chiar Pașa Ali sau așa îi se spunea, a venit la el acasă să-i ceară pușcă, știind care avea pușcă. Bunicul mi-a spus că n-are. Turcii au căutat în toată casa și n-au găsit nicio pușcă. Și au întrebat, și atunci Ali Pașa acesta i-a spus bunicului meu, să știi că dacă ai pușcă pe care n-am găsit-o și mi-o arăți, ai cuvântul meu de onoare că nu ți-o iau. Și cum cuvântul de onoare se pare că însemna ceva în acel moment, a spus, am și o să ți-o arăt. Și atunci bunica mea și-a ridicat fustele, care erau până la pământ, de unde a apărut pușca lui bunicul. Asta din poveștile, pentru că spunea el în ritualul turcesc, turcii n-aveau voie să pună mâna pe femei, deci ai noștri știau lucrul ăsta și pușca era bine ascunsă pentru că n-ar fi pus mâna pe ea. Și dacă nu arăta din proprie inițiativă, lucrul poate că ar fi scăpat așa. O altă întâmplare, după părerea mea, foarte specifică bunicului meu, care a făcut și deliciu prietenilor mei, Nichita Stănescu și Marin Sorescu, care au și scris despre asta, a fost întâmplarea prin anii 60, cred, la începutul anilor 60, când a fost arestat pentru 2 zile. Și asta pentru că un amărât de țigan care stătea fără forme în casa în care locuia și el, apropo de casă, cu banii pe care i-a putut economisi în Cadelater, a cumpărat o casă cu 2 corpuri în care și-a pus toți copiii, fiecare cu câte un apartament, care a fost naționalizată, bineînțeles, în 48, neapucând să treacă titlul de proprietate pe fiecare în parte și rămânând el titular pe 4 sau 5 apartamente. Abia acum câțiva ani, când s-a revenit la supra acestei chestii, moștenitorii au putut să se bucure de lege. Acel individ nu își plătea nimică. Bunicul meu, bătrân de data asta, se ocupa și de administrarea casei și, enervat fiindcă nu își plătea lumina și căldura, i-a dat vreo două ciomege, ca să spun așa, bastoane, că umbla cu bastoane. Atunci ăsta s-a dus la turna la securitate ca asculte Europa Liberă, ceea ce era adevărat. Bunicul meu, care nu mai auzea foarte bine, punea și tare radio, nu asculta Europa Liberă în română, ci în greacă. Asculta în greacă, nu era bruiat. Dar se simțea că Europa Liberă, a fost urmărit și a fost arestat. 2 zile. N-am știut că le-a numai pentru 2 zile, așa a fost să fie. A plecat cu un pachet făcut de mama, cu o haină mai groasă, și a venit după 2 zile și ne-a povestit ce s-a întâmplat. Și aici este, zic eu, partea nostimă și dramatică în același timp. Cum a fost papule? Noi spunem papul la bunic și mai la bunică. Cum a fost papule? Dragă, m-au băgat la beci. A spus, te-au băgat la beci? Am zis, da. Numai cu hoți, cu cuțitar, cu niște nenorociți acolo. Unul nu știa tatăl nostru. În 10 minute toți au știut tatăl nostru. Să-i vezi cum se rugau. Bun, și pomul m-au chemat la anchetă. Și era unul tânăr acolo în uniformă, mă ținea în picioare. Și zice, cum te cheamă? Avea aproape 1,90 m înălțime, era osos, cu nas mare, l-am moștenit și eu, și un glas profund, o să vă pun un cântec cântat de el, era și cel mai bun cântăreț în materia asta
a română, în care Fârșii Rotă e un gen anume al cântecelor a românești, polifonic. Cântecele se petreceau în această speță în familii. Familia ținea isonul și doi bărbați sau două femei, sau un bărbat și o femeie, cântau vocea a doua fiind tăiată, așa se spune la noi, de cineva. Vocea întâia cânta solo, cânta primo și vocea a doua tăia cântecul, așa se spune la noi. Mă țineam în picioare și m-a întrebat, cum te cheamă? Eu mă întorc să văd cu cine vorbești. Las, ce te întorci? Cu tine vorbesc. Mă întorc a doua oară. Cu mine vorbiți? Îi spun, cu tine vorbesc. Cu mine. De ce vrei să spun dumneata? Da, spun eu. Eu sunt un om bătrân, dumneata ești un om tânăr. Cum o să mă țin picioare și mă tutuiești? Mă rog, cum vă numiți? Așa e mai bine. Celea. Prenumele. Gheorghe. Adresa. Îi făcea fișa. Profesiunea. Ce să-i spun eu lui ăsta? Păstor, spun eu. Păstor, zice el? Păstor, spun eu. Ce păște ai? Întreabă, văzând că sunt bătrân. Și eu spun, oi. Oile cui? Zice el. Oile mele, zice el. Aha, ai avut oi. Am avut. Câte oi ai avut? Vreo 10, numai mii, a spus el. Povestea asta ne-a povestit-o pentru că avea și un haz nebun. În sfârșit n-au avut ce să-i facă, le-au dat drumul. Iar în 1964, la debutul meu, în teatru, la Teatru Național, am jucat pe Eminescu. Eram încă student, terminam adică, și i-am spus, papele, uite, debutez. Vreau să te invit să asiști la debutul meu. Joc chiar pe Eminescu și eu sunt speriat, dar nu pot să nu te invit. Unde vrei să stai? Vrei să te pun în rândul întâi? Nu, dragă, că văd cum sunteți voi vopsiți acolo. Mă pui la mijlocul sălii. Și am luat un loc la mijlocul sălii. S-a terminat spectacolul, succesul era asigurat de Teatrul Național, pe lângă Eminescu tânăr, toate celelalte personaje erau jucate de artiștii poporului. Așa, ca să vedeți cam cum era, Alexandru Giugaru era Creangă, Marcel Angelescu era Caragiale, Ion Finteșteanu era Titu Maiorescu, Grigore Vasiliu Birlic juca un evreu, absolut toată garnitura de artiști ai poporului era în acest spectacol, care în 1964 și-a permis ceva mai multe libertăți decât până atunci, pentru că cenzura se mai relaxase puțin. Și în spectacol, fără prima strofă, se putea spune și celebra doină, fără de la Nistru până la Tisa, dar restul era, apărea în spectacol. La sfârșit, aplauze, lumea s-a ridicat în picioare, eu cu ochii pe papluia meu, care stătea jos în baston, fără nicio expresie. Lumea spunea bravo, aplauda, el nimic. Când, zic, Dumnezeule, nu i-a plăcut, ce o să pățesc acasă să vezi. Când să se stingă aplauzele și lumea să plece, se deșiră de 1,90 m și spune URA! A spus, a strigat, au zguduit și geamurile de sub cupolă, de toți de pe scenă au început să râdă de mine, spunându-mi, ce, ți-ai venit cu a românii tăi, nebunule, unde ești tu, pe munții Pindului, ce ești? URA! Ajung acasă, masa întinsă, bunicul m-a luat, m-a mângâiat. Eu zic, papule, nu te supăra, îți mulțumesc că ai fost, zic, dar uite, ăștia au făcut mișto de mine în teatru, că ai strigat ura. La teatru nu se strigă ura, la teatru poți spui bravo, poți, dacă ți-a plăcut, ce? Cum am făcut mișto de mine? Uite așa că au făcut, nu se strigă, dar ai văzut că au râs aia din sală? Și tu că au râs ce? Păi de ce ai strigat ura în loc să spui bravo? Ca să știe că sunt acolo, a zis el. Era tipul ăsta de om foarte, foarte limpede la cap și până la urmă extrem de lucid, pentru că atunci când era pe moarte și când rugându-mă să-i aduc câte o sticlă de vin roșu din care gusta câte puțin,
În ziua când am văzut că n-am mai putut să guste, și am spus, papule, dar de ce n-ai mai băut măcar un pahar? Zice, nu mai pot, nu mai pot. Și mi-a spus ceva care o expresie și în limba română și la noi, în dialect, sbitisi untul lemnul. Adică s-a terminat unde lemnul, din candelă, adică urmează moarte. Îi păstrez o amintire absolut extraordinară și pentru că, și aici intru miezul discuției mele, toată copilăria mea, toată tinerețea mea a fost legănată de poveștile lui și ale familiei, pornind de la lupta lui în special și altora ca el, mari intelectuali, mari figuri ale românilor și de acolo și de aici, de a salva structura românească a nației noastre. Este cel care, dacă ar fi trăit, ar fi făcut liniște în materia asta, cu care ne izbim noi acum de o fracțiune a românilor care zic că nu ar fi român și ar fi nație separată. Și pentru că tot e vorba astăzi de amintirea unei decizii, a unui firman, a unei iradele, cum se numea, prin care se recunoștea minoritatea română din Balcani, la insistențele masive ale guvernului României și a regiului Carol I, prin a se recunoaște, pentru a se recunoaște structura de minoritate în Imperiul Otoman, cu drepturile de a-și folosi limba, de a-și folosi limba și în biserică și în școli, motiv pentru care, prin Societatea de Cultură Macedo-Română, de care vă vorbesc, s-au derulat fondurile statului român care au obținut, prin intervenții diplomatice, acest statut pentru deschiderea școlilor. Școlile au fost închise, liceele definitiv desființate, odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Motivația grecească în materia asta a fost faptul că România a fost aliată cu nemții în război. Și pentru asta, deși noi în România avem școli grecești, în Grecia nu mai avem de nicio culoare. După părerea mea, toată această dispută între a fi sau a nu fi, iată, hamletean vorbind, român, ca a român, vine și se sprijină pe interesul grec, dar nu recunoaște nicio minoritate în statul grec. Acolo, cum bine știți, pentru cei care știu istorie, românii sunt considerați greci romanizați. Turcii musulmani sunt turci greci muslimizați, dar toți la un loc sunt greci și există și o lege care spune că dacă cineva din familie s-a născut în Grecia, până la nu știu câta generație, ei pot să obțină cetățenia greacă. Vă spun și lucruri mai intime. Înainte de 89 am fost cultivat de ambasada greacă. De fiecare dată când se schimba un ambasador grec, eram chemat la câte o recepție, el venea lângă mine și îmi spunea, te-ai hotărât? Zic, ce să mă hotărăsc? Dacă m-am hotărât, era oferta unui alt ambasador de care plecase, care mi-a spus, nu vrei să scap de iadul comunist? Poți să iei cetățenia greacă imediat. Zic, de ce? Păi că eu sunt român. Nu, zice, tu ești grec, mi-a spus. De ce sunt grec? Și unde e născută mama ta? Zic, în Gramaticon. Păi vezi? Păi s-a născut acolo. Dar noi suntem vlași, suntem români. Nu. Cine e născut în Grecia, automat este grec. Și dacă vrei, îți dăm cetățenia pe loc. Zic, nu, eu sunt român și nu mă interesează. De fiecare dată când se schimba ambasadorul, probabil că eram pe o listă interesantă sau interesată de a face acest lucru. În acest moment, grecii acum sunt în criză. Modul în care au evoluat pretențiile în România în materia asta s-au amplificat câte vreme grecii aveau un statut economic mai bun. În ultima vreme s-a mai muiat puțin. Cine are ochi de văzut și urechi să audă își dă seama, pentru că, după părerea mea, toată această mișcare e de sorginte grecească, pentru că, pun o întrebare retorică, grecii ar fi mai fericiți sau mai triști dacă românii ar hotărâ oficial că românii nu sunt români? Din familia acelea despre care vă vorbesc, au rămas în Grecia, n-au acceptat să plece în Cadilater,
rude foarte apropiate ale bunicului meu, Celea. Văr primar cu el, o familie importantă la Salonic, se numește acum Țelios. Familia Țelios e familia Celea. Sunt asimilați 100%. Nici n-au venit vreodată în țară. Pentru că teroarea în Grecia, în continuare, și acum, dar mai ales în trecut, a fost teribilă. Pentru cei care purtau însemnele românești. Eu când plec în Grecia, sunt urmărit pas cu pas. I-am povestit domnului Diaconescu Adineaur, am fost la Salonic ca ministru al culturii, invitat oficial de ministrul culturii de atunci, Venizelos, care și acum este în guvernul grec, pentru deschiderea Salonicului, capitală culturală europeană. Am fost acolo, am avut o mașină la dispoziție, în sfârșit, la ministru. La Salonic însă se afla pe vremea aceea în viață o rudă foarte săracă a familiei Celea. Foarte săracă. Și de câte ori pleca cineva la Salonic, din familie sau mai apropiați, făceam o chetă de bani și îi trimiteam. Acum m-am dus eu cu niște bani, pentru că chiar la Salonic mă duceam. Am terminat programul oficial, m-am dus în hotel, m-am dezbrăcat, m-am îmbrăcat în ceva ușor și am dat telefon mătușii mele, i-am spus, uite, vin la tine, să aduc niște bani. Ea a început să plângă la telefon, dacă nu veneai, tu nu știu ce făceam. Și am închis. Cobor în hotel, în tenis și într-o pantalon scurți, era vară, și de pe un fotol se ridică cineva, zice, domnule Caramitru, vă ducem noi. Zic, unde să mă duci? Păi nu vă duceți la mătușa dumneavoastră să-i duceți bani? Zic, ba da. Dar de unde știți? Păi nu, noi știm totul, zice. Dar n-are rost să vă duceți cu taxiul. Vă ducem noi. A fost limpede pentru mine că era o formă de a-mi spune clar că nu-s de capul meu. M-au pus în mașina oficială cu două motociclete în față, am intrat pe strada unde stătea mătușa asta mea, care o stradă îngustă, motocicletele erau îmbalate ca să audă toți vecinii. Am urcat, bătrâna era absolut terifiată, disperată. Tu ai venit cu ăștia? Da. Dumnezeule, lasă-mă în pace, pleacă, pleacă, pleacă. Zic, nu, ia-ți banii. Ia, a luat banii și am plecat, n-am apucat nici să vorbesc bine cu ea. Există în Grecia un soi de șovinism dus la demență. Nu știu de unde și de ce s-a născut asta, probabil din cauza faptului că cel puțin a românii constituiau în Grecia familii puternice, bogate, strâns unite, greu de desfăcut, puternice și care își apărau drepturile când era nevoie și cu arma, dar nu puteau rezista până la capăt după desfințarea Macedoniei și dispariția Imperiului Otoman, cu care, spunea bunicul meu, s-au înțeles mult mai bine cu turcii, vreau să spun, decât cu greci. Deși și grecii și noi suntem creștini ortodoxi. Pare un paradox, dar nu e deloc. Spun asta pentru că mă lupt și mă voi lupta tot timpul pentru a bloca această minciună istorică că românii nu sunt români. Ultimele, să zicem, mișcări ale bunicului meu s-au încheiat cu un zbor cu avionul la Salonic, cu 3 luni înainte să moară. Nu spun că făcea turnee de nunți în Dobrogea, când era sezonul de nunți, cum bine știți, cântăreți importanți de folclora românesc erau invitați, iar el, ca persoană de mare importanță în materia asta, era invitat mai la toate nunțile. Pleca la Cogălnicianu, fostul Ferdinand, că așa se numea localitatea, și acolo stătea câteva săptămâni și cânta, să zic așa, la toate nunțile, era invitat la toate nunțile. Dar a vrut să meargă la Salonic înainte să moară. Și a vrut să meargă cu avionul. Nu zburase niciodată în viața lui. Cum mamei mele, care a vrut să-l însoțească, nu i-a ieșit pașaportul românesc, el având 80 și ceva de ani, i-a primit numai el. Și nici n-a vrut să audă să nu plece. Mama s-a dus la aeroport, a găsit o duduie tânără care era grecoaică și a rugat-o să aibă grijă bunicul meu în avion dacă îi se face rău. I-a dat medicamente, tot ce avea nevoie.
A ajuns la Salonic și ne-a trimis o scrisoare. Dragii mei, am ajuns la Salonic, am fost primit foarte bine și aici cred că reproduc aproape mot-a-mo, dar fir ar să fie de viață, am vrut să văd și eu odată pământul de sus și n-am reușit, pentru că mi-ați dat pe una care i-a fost rău tot timpul lângă mine și a trebuit să am grijă de ea. Și până să mă uit pe geam, am aterizat. La înapoiere s-a întors cu o mașină, n-a venit tot cu avion. Întorcându-se în 1940, cum bine știți, Cadilaterul a fost cedat Bulgariei prin pactul Ribbentrop-Molotov și a românii mei, aproape toți, au părăsit cele trei județe de care vorbim. Ai mei erau la Caraci. Caraci, cara înseamnă negru, Caraci înseamnă pom negru, așa cum Caramitru înseamnă Dimitri cel negru, Caracaș înseamnă sprânceană neagră, Cara e negru în influența grecească a poveștii. Au venit în țară și cu banii care i-a avut, a închiriat la Ghimpați moșia fostului mareșal Prezan, o persoană importantă în istoria României, unde până la un punct a reușit să adună 1.000 de oi, 1.000 de oi, iarăși o cifră importantă, și să și plătească oamenii. Totul a dispărut însă în 48, când totul a fost terminat și, cum vă spuneau, au intrat și în pușcării. În 1880, vă spuneam, s-a instituit Societatea de Cultură Macedo-Română. Este un lucru despre care trebuie vorbit, deși una din, să zicem, scuzele încercării de a demonstra că românii nu sunt români este și faptul că, ajungând în Cadrilater sau folosindu-se de limba română în școli, biserici și licee, statul român a făcut mai mult rău a românilor decât bine. Deci întrebarea mea, iarăși retorică, ar fi că dacă România nu e țara românilor, cum ne numeam noi, care ar fi țara noastră? Răspunsul de regulă este în Balcani. Asta înseamnă că românii sunt și ei, ca și tătarii sau țiganii, un popor migrator care se duce cu cortul și se așează pe unde poate. La un moment dat o să vă spun și câteva vorbe în română ca să vedeți de unde pleacă structura asta lingvistică, care este dovada cea mai clară a sorgintei latino-române și a românității românilor din sudul Dunării. Și vă spun chiar acum, să vedem dacă e cineva care nu înțelege. Olei murgu, frati bun, până tora fum de adun, de-a oașninti nu va schim, cam îndoile aușim. Aușat lui cuiu greu, olei murgu, fratea meu, tuti oasili mi dor și aduchescu că vas mor. Dacă nu vorbesc un dialect al limbii române, atunci ce vorbesc? Iertați-mă că vă spun. Sau pe un plai mușat, paradis aderat, iaiu estu caliș di puntu vali, trei cupii din iali cu trei picurari. Unii grumustean, alan moscopulean și al treilea epindean. Ala grumusteanlu și moscopuleanlu, doile zbor sânură, astar amnat, soarele-a scăpitat, sloaibă păstrit pe John Lipindean, că-i ma babagean, care oi mai multi, mușati și cânuti, și cai ca ma învițați, și căni ca ma bărbați. Mațean ilioară murgă, cu lăna rudă, aleargă de priună, e iarba nu-i bună. Nilioară nică șlai, nilioară ghisulai, ți-a de plânți de priună din tiduț furtună. Ești neptută,
Nilioara mea de rută. Picurar mușat, Johnny și-a lăvdat. Trazi oile în cloa, inuștineaua, ca-i umbra trăvoi și iarba trănoi, ca star amnat, soarele-a scăpitat, baci lucru musteanlu și moscopoleanlu, vor ca să-ntii smulgă și mortul să-ntii culcă. Nilioară nicășlai, nilioară ghisulai, și ca schibă-s mor, tu munți cu nior, tinis nu-li zăți la nilioară, că pe mine mă vătămară. M-ați li zăți la nilioară, că pe mine minsurară, cu ună celnicoanii, cu una mirăroanii, a locului nășanii, că la nunta mea o cât zău năsteau, că soarele și luna înținură căruna, că brazile și cindi grei fură nunea mei, ca prefți că neavui munții apindului și ca lumbărzii apreasii stealii scântilioase. Alea să-l mutrești ca să ne ademusești, măicuța bătrânlă cu brânul de lână, locul alăgânda și pituți întrebânda, carnul vizu, carnul cunoscu, mușatul picurar, Johnny calundară, tută feața lui, spuma laptelui, doile ochlea lui, mura câmpului și perua lui, peana corbului. M-aș aici, nu-i lizăți la nilioară, că pe mine-i bevătămară? M-aș lizăți la nilioară, că pe mine-i mensurară, cu unul celnicoanii, cu una mirăroanii, al locului nășanii, că la nunta mea-o cât zâună steau, că soarele și luna înținură căruna, că brazile și cinli grei fură nunia mei, ca prefți că neavui munții apindului și ca lumbărzii apreasii stealii scântilioase. O știți poezia asta? Acum, dacă vreau să pun. Pune numărul 20. Până o să vă pun să ascultați, în încheiere, ceva cântat de bunicul meu, am să vă citesc, legat de ce v-am povestit, un text scris de Nichita Stănescu la Cluj, după ce ne-am cunoscut în aula universitară a Facultății de Litere, unde el a conferențiat, iar eu am spus pentru prima oară texte de Eminescu din manuscrise. Mi-a dat telefon la ora 3 dimineață din camera lui de hotel și mi-a spus, bătrâne, am scris o piesă pentru tine. Vorbea așa el. Ți-am ascultat azi și am scris. Și ți-o citesc la telefon. Mi-a citit-o la telefon, pe urmă a publicat-o într-o carte. E foarte scurtă, până ascultăm aici. Piesa se numește Caramitru, așa intitulat-o. Eu sunt locul de muncă al cuvintelor. Trupul meu este gazda sentimentelor voastre. Gura mea este scena pe care steaua se descrie în chip de om. Numai inima e a mea și depune mărturie de aceasta. Până când și amicul meu, Nichita, cel care de la recepția de oameni a rugat-o pe telefonistă, vă rog, dați-mi camera domnului Caramitru, recepționista l-a întrebat pe amicul meu, Nichita, adică actorul Caramitru? Nu, i-a răspuns poetul, întâi domnul și pe urmă actorul. Și a zis dânsii, cuvântul meu este un loc de muncă la fel de cinstit cum câmpul magnetic e locul de muncă al plugului. Ce magnetism și porumbul ăsta! Despre mine, Caramitru, s-a zis că sunt frumos ca orice actor și că de data asta sunt actor că sunt frumos. Și chipe și falnic. Indicație de regie, patetic și suitor. Cum o să fiu eu frumos? Eu nu sunt urât și atât, neobișnuiților. De altfel trebuie să vă spun că eu sunt tatăl bunicului meu, cel care împind avea din sărăcie numai un munte și la numărătoare numai 10.000 de oi, căci fiul meu, adică bunicul meu, număra pe degete și pe mioriță. Și pentru că Eminescu m-a obligat să-l vorbesc în fața voastră chiar pe el, de frică că ar putea renaște și pentru că măgarul de Shakespeare m-a făcut trupul neliniștii lui, vorba aia, unde te duci, măgarule, iha, iha, la Ierusalim mă duc,
Iisus mă călărește. Dar să-i lăsăm pe aceștia de pe urmă, să-i lăsăm scriși în cărți, că m-am și rugat să nu mai fiu eu litera lor vie. Orășeni, dacă mi-a plăcut mie muntele fiului meu, care mi-a fost și bunic, de ce nu mi-ar place și orașul vostru? Dacă el număra fiul meu, adică bunicul meu, oile din 10 în 10 degete și munții după literele pindului, de ce n-aș mai număra eu pe Eminescu cu inima mea și pe Shakespeare cu trupul meu? Eu sunt frumos numai din pricina faptului că nu sunt urât. Și vă anunț că floarea țării, moartă prin războaie, nu era floare, ci era sângerie. Vă dau vestea bună că sunt în viață și că muncesc asupra cuvântului în secret, în timp ce cuvântul muncește asupra mea. Și acum, că toți ați venit la teatru și ați plătit bilet de intrare la mine, vă voi tace pe toți cum muntele tace câmpia și vă voi zâmbi. Iar poate chiar de-mi veți place, vă voi surâde cu valurile danteloase ale mării celei mari care îi zâmbește și surâde monștrii maritimi. Indicație de regie, el se uită la ei, ei se miră de el. Ai pus 20? Mai durează. Și că mai durează puțin, vreau doar să-l auziți cum cânta. Numai puțin adevărat, am vrut să vă povestesc atentatul asupra lui, primul, când se opunea legionarilor. Legionarul a vrut să-l omoare și s-a tras la căciulă cine s-o fac. Povestea s-ar putea să fie puțin exagerată. O știu de la el, pare neverosimilă, dar e în concordanță cu ceea ce am putut să vă povestesc. A căzut la sorți din căciulă să-l împuște un nepot de văr primar. S-a hotărât când să se întâmple, el stătea într-o casă la pământ, cum se zice acum, cu ferestre mari, au înconjurat casa și el se plimba prin cameră, nu știu ce făcea, în orice cat umbra îi se vedea, și atunci ăștia au spus, acum, băiatului se tragă. Băiatul a întins pistolul și n-a putut să-și împuște ruda atât de apropiată și a pus pistolul în gură și s-a sinucis. El a auzit, a fugit și a scăpat. A fugit la Constanța. În orice caz, în mobila care avea în casă, se mai cunoaște și acum urma de glonț. Pentru că toți ceilalți au tras ei imediat. În... ați reușit? Da. Acum, ca să încheiem, doar să-l ascultați. Gheorghe Celea se numește, la Cogălnicianu s-a deschis un muzeu cu numele lui, Muzeul Românesc, pe care îl puteți vizita în orice zi în care mergeți acolo. Mai tare. Nu sunt eu în măsură să vă duc mai multe argumente. Afară de faptul că rădăcinile limbii sunt astea pe care am încercat să vi le aduc cât mai proaspete, și faptul că în zona unde s-au dus și trăiesc încă o parte în Balcani, nu există niciun alt tip de rădăcini de tip românesc decât astea, nu mi-e prea greu să vă spun că între București și Salonic, de exemplu, sunt 700 și ceva de kilometri, poate mai puțin decât până la Oradea, și pentru transhumanță 700 de kilometri nu înseamnă nimic. Mai treci o apă, mai treci printre munți și ajungi cu oile tale unde găsești pășuni mai bune. Ai plecat din nord și te-ai dus în sud. Dar cum s-a petrecut asta în detaliu, care sunt etapele devenirii, sunt sute de ani, sute și sute de ani de când românii sunt prezenți în zona respectivă. Nu îmi puneți întrebări istorice mai mult decât v-am spus. Da? Pentru că da, vă rog, dacă aveți întrebări de acest tip, aveți un profesor specialist în materie. Nu se aude deloc. Dumneavoastră ați vrea ca undeva în România să ne vedem o colivă pe bunicul dumneavoastră sau pe bunicii pe patru a români, în a română, într-o biserică cu preot a român, și avem o școală a română și un țin.
interesul colegului nostru pentru acest subiect, dar dacă îmi permiteți,